Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu de curând au plecat și în prima escapadă romantică. Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu se afișează tot mai des împreună de când și-au asumat relația. Cei doi se pregătesc să facă sărbătorile împreună, iar de curând au plecat în vacanță. Milionarul și partenera lui au plecat în Dubai și s-au afișat în ipostaze romantice pe plajă. Chiar dacă sunt în vacanță, cei doi nu uită de obiceiurile sănătoase și se pare că sportul are un rol important în viața amândurora, căci Sebastian Dobrincu și Otniela și-au început dimineața la alergat. Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au format un cuplu 3 ani, s-au despărțit în luna mai. Dar în vară, la scurt timp după separare, și-au mai acordat o șansă. Doar că împăcarea nu a durat mult. Asta pentru că au decis să meargă pe drumuri separate. Sebastian Dobrincu spunea, la acel moment, că indiferent dacă va forma un cuplu cu Ioana Ignat sau nu, vor rămâne în relații bune și se vor susține reciproc. Ioana, cred că e bine, sper că bine. Eu nu știu, trebuie să o întreb pe ea mai bine. Viața merge înainte, indiferent de orice. Noi suntem apropiați, foarte apropiați. Momentan avem episoadele noastre de pauză, dar viața merge înainte cu bune și cu rele. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.